Zice Gigi: voi spuneți că sunt nebun, dar eu prezic viitorul. Super, nu e nebun, el de fapt prezice viitorul. Știm cu toții că ăsta e un semn de sănătate mentală. Cu asta cu prezisul viitorului și cu faptul că el nu e nebun, a spus-o după ce a declarat că lui Iani Stoica, băiatul lui Pompilică Stoica, o să-i pună clauză de 500 de milioane de euro. Pompilică, scoate copilul de acolo mai repede, frate. V-ați prins, da? Gata, fraților. Mai e puțin și începe campionatul intern. S-au tras etapele, da, s-au făcut transferurile și, după cum vedeți, Becali e în mare formă. Sunt luni de zile de când n-am mai zâmbit și n-am mai râs. Derbiul primei etape este Astra FCSB. CFR are cu Botoșan, Dinamo merge la Voluntari pentru punctele alea, știți voi. Mă rog, gata, domne, s-au șters datoriile de pe caiet. Craiova are acasă cu Iașiul. Altfel, multă vânzoleală în această perioadă. Spre exemplu, Voluntariul a dat afară 13 jucători. Mă rog, a dat afară cam tot. Au rămas doar cei 5 suporteri titulari și câțiva oameni în conducerea clubului. Noul manager este Ioan Andone. Pa, revoluție, tăticu, nu se mai putea. Revoluție cu Ioan Andone, te doare cap. Pic, 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 nu le pasă nouă. Dar FCSB, ce a făcut FCSB? Păi a adus doar 2 jucători. Nu vă mai zic ce clauze de reziliere au, că nu cred că i-ar putea cumpăra nici Banca Mondială. E vorba de Moruțan și Ceaca. Scule, scule, a anunțat Gigi la TV prin telefon. Ba nu, bombe, așa le-a zis. Că așa i-a zis Meme tot la telefon. Ci că Moruțan joacă atât de bine, de zici că e de ani de zile la FCSB. Iar Ceaca ăsta e ceva de nu s-a mai văzut pe pământ. În amicale au mers relativ ok, dacă ne gândim că au luat bătaie doar cu 2-1 de la PAOK și au făcut egal cu Ajax. În rest, banca tehnică e în aceeași formulă de mare insucces. Gigi principal, Dică, băiatul care face schimbările. Sufer. La CFR e mare secretomanie. Nu i-a văzut nimeni cum joacă după plecarea lui Dan Petrescu. Noi știm ce vrea Edi Iordănescu. Pase, posesie, joc frumos. Acum ce s-o fi ales? Nu prea știm. Singura plecare importantă e a lui Boli, care se transferă din spital, că la CFR nu prea a jucat, direct în China, după Bursuc. Au venit în schimb jucători cu valoare de primul 11 în apărare, la mijloc și în atac. Teoretic, pe hârtie, campioana s-a întărit. Practic, tot ce ne interesează pe noi e că telenovela a luat sfârșit. Deja de gemir. Ahora vas a estar quieta. Deja de gemir. Y escucha. Tú me has herido mucho, Isaura. Tú me dejaste en la ruina. Da, după sclava Izaura, doar falsul Omrani ne-a mai ținut lângă televizoare cu sufletul la gură. I-a falsificat CFR semnătura? Sau a fost doar jocul pervers al impresarului care visa la banii lui Don Gigi? Se termină telenovela, cumpă care pupături, contract mai lung și bani mai mulți. Nu știm cine pe cine a mințit și nici nu mai contează. Oricum au trecut prea multe episoade și ne-am mai uitat și la meciuri. Omrani și-a dorit de mic să joace la CFR, da. Omrani vrea să-și încheie cariera la CFR. Asta dacă nu-i promite cineva un salariu mai mare, logic. Nu-i nimic, avem noi grijă de el. Apropo de despărțiri, vânzări și bani, aici lider a fost Craiova. Screciu, Băluță, Gustavo, ușcheala. Au luat oltenii bani frumoși, nu prea se știe exact cât și să sperăm că nu aflăm doar peste niște ani cu ajutorul unor procurori. Se vorbește de vreo 5 milioane de euro. Bani mulți, muică, riști să-ți pierzi mințile. Oltenii sunt însă cumpătați în sensul că vând de 3 ori și cumpără o dată. L-au luat pe Cicăldău de la Academia lui Gigi. Ăsta, Academia lui Hagi, viitorul. Au pus ochii și pe Pușcaș, tot român și tot de viitor, dar trebuie să pună și banii. Doar că Inter vrea cam mult. Oricum e reconfortant să vezi și cluburi la care se caută soluții interesante. FCSB îl vrea pe Rusescu, cum era să auzim că la Craiova se poartă negocieri pentru Florin Costea. La pachet cu Frasu și Cruduța, se știe. Ai văzut? I-am scos din bârloc.
Viitorul merge mai departe cum îl știm, cu un Hagi care găsește aici colo niște mici plombe și apoi împarte la Academie diplome de absolvire și promovare în prima echipă. L-au luat pe Luchin de la CFR, pe Achim de la FCSB. Îți vine să zâmbești așa, milos, înțelegător, apoi îți aduce aminte că așa a luat Gică un titlu și îți piere cheful. Da, Liga 1 e chiar atât de slabă. La Dinamo, Cicăijale, plâng sticlele de apă, au adus un Sergiu Popovici de la Gaz Metan, pe Accente de la Botoșani și pe Sorescu din Liga a doua. Ci că au mare nevoie să transfere niște bani, că de Liga a doua e și bugetul clubului în momentul de față. Ne-a încuiat. De la Dinamo în jos, să spunem, e mare nevoie de bani și de stabilitate. E nevoie de echipe care să-și dorească și altceva decât supraviețuirea. Dar de fapt asta e povestea fotbalului nostru în acest moment. Asta e, mai începe un sezon în care facem ce știm noi mai bine. Chinuim fotbalul.